dimineața. A, ce mai lucru? Exact. Controlul judiciar. Normal, normal, da, normal. Absolut. Cum vă afectează, domnul? Nici cum. Scriu cărți. Și în cazul Consiliului Județean, când e posibil să vă pierdeți acest mandat? Ce posibilități aveți? La 1 iunie 2016. Fiul lui Mircea Cosma nu a dorit să vorbească cu jurnaliștii, iar la sediul DNA Ploiești a ajuns și deputatul Sebastian Ghiță și el urmărit penal în dosarul de fraudare a fondurilor europene a lui Iulian Herțanu. Procurorii au prelungit și lui cu încă 60 de zile măsura controlului judiciar. La ieșirea din sediul DNA, Ghiță a refuzat să facă declarații, cu toate că la intrare s-a declarat nemulțumit de ceea ce îi se întâmplă, promițând declarații ample. Mi se par foarte ciudate lucrurile așa cum se întâmplă ele și după ce voi ieși de la domnul procuror, intenționez să vă dau declarații mai ample despre ceea ce se întâmplă. Cercetările în acest dosar vizează modul în care a fost acordat în ianuarie 2012 un contract având ca obiect extinderea rețelei de canalizare în orașul Comarnic de către SC Hidro Prahova SA Ploiești, societate cu capital integral de stat, la care Consiliul Județean Prahova este acționar majoritar. Asocierii SC Grossman Engineering Group SRL, SC Euroconstruct Trading 98 SRL. În aceeași cauză sunt cercetați sub control judiciar Mircea Cosma, președinte al Consiliului Județean Prahova, și deputații Vlad Cosma și Sebastian Ghiță, cei din urmă fiind acuzați de sprijinire a unui grup infracțional organizat.